Studenții îngadrați în programul de studii de licență biologie, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Facultatea de Științe din cadrul Universității Bacău, au beneficiat de oportunitatea de a explora o bază experimentală unică în Europa dedicată studiului apelor interioare. În cadrul vizitei, aceștia au avut șansa de a se familiariza cu structura complexă a centrului Rexdan al Universității Dunăra de Jos din Galați, care oferă facilități pentru cercetări în diverse domenii, precum chimia, biologia, fizica, știința mediului, ecologia, batimetria, topografia, chimia atmosferei și dezvoltarea toate axate pe studiul apei sedimentelor solului, aerului și biodiversității. Cele două componente principale, respectiv o navă de cercetare și un centru fix, cu un total de 18 laboratoare, asigură baza materială necesară pentru realizarea unor activități complexe de cercetare interdisciplinară în domeniul specializării inteligente, energie, mediu și schimbări climatice.